Că o să mă supăr sau nu o să mă supăr. Tu ai zis că nu o să ai șoc. Eu îți garantez că o să ai șoc. Tu vorbești serios. Ce șoc? Adică cine mă poate uimi? Cine mă poate face ceva ca să mă influențeze, să influențeze relația noastră? Eu am încredere în relația noastră. Am încredere în sentimentele tale, am încredere în sentimentele mele. Avem un cuplu foarte stabil. O să vedem. Și cred în viitorul în relația asta. Deci chiar nu poate exista ceva sau cineva care să facă iar ceva la relație. Deci chiar deloc. Nu înțeleg de ce ești atât de panicat. Nu e vorba de panicat. Dar ce? Ca o să vezi mâine. Ce curiozitate. Atât, gata. Ce te macină? Dar nu macină. Nu știu despre ce este vorba, dar nu cred că există ceva care să ne facă rău relații. Numai dacă ai face tu ceva rău. Eu n-am făcut nimic rău. La persoane din exterior, chiar nu există nicio persoană care ar putea face ceva relații noastre. O să vezi. Numai dacă ai face tu, nu știu. Eu nu fac nimic rău, eu, personal. Înseamnă că dacă tu recurgi la ceva, nu știu, la orice, înseamnă că tu nu ai siguranță. Înseamnă că tu nu ai încredere în sentimentele mele. Dacă recurgi la ceva ca să știi dacă o să fim pe viitor împreună. E un pic și din asta, un pic e. Ce, nu e sigur? E un pic și din asta. Din ce asta? Că nu ești sigur de sentimentele mele? Nu neapărat de sentimente. E un pic și din asta. Care asta? O să vezi, băi, mă enervez deja. Tu mă enervezi? Păi, acum chiar mă enervez tu, că iar mă tot duce gândul. O să vezi mâine. Nu va ține mai mult de un sfert de oră, o să vezi. Mie mi-ar părea rău. Nu știu, la faptul că îmi zici că sunt la punctul care tu trebuie să dai seama dacă o să fim sau nu o să fim pe viitor împreună, înseamnă că tu nu ești sigur și nu mă cunoști. Uri, știi cum e în relații? Așa. Hai trebuie să faci și niște sacrificii. Sacrificii? Tu? Sau eu? Amândoi. Amândoi să facem sacrificii. Ca să demonstrezi celor cu de mult te iubești. Mâine va fi o zi plină pentru tine, o să vezi. Ai plină, de ce? O să vezi. Nu. Doar atât, să nu te superi, să nu crezi că am făcut ceva cu intențierea. Nu cu intențierea, dar cu nesiguranță. Un pic, pot să zic că da. Pe mine m-ar deranja enorm dacă nu ai să fii sigur de sentimentele mele. Atunci... Deci din toată treaba pe care o să faci, sper să nu ajung la concluzia că tu nu ai fost sigur de ceea ce simt pentru tine. Asta m-ar deranja enorm. Asta m-ar deranja. Eu spun dinainte. Din motivul ăsta am putea să ne supărăm. Dacă mă iubești, nu o să te superi nici nimeni. Nu, dacă tu mă iubești și ai încredere în mine... Încrederea se câștigă. Ah, bun. Deci nu ai încredere în mine. N-am zis asta. O să vezi mâine, te rog frumos, Guri. Trebuie să te gândești dinainte să nu... ajungi la discuții cu noastră. Păi n-am discuții de astea, dar o să vezi mâine. Bine, lasă așa. Oricum mi-ai stricat ziua. Dar nu ți-am stricat ziua. În loc să zici mersi, ca să știi măcar mâine să te aștepți măcar la ceva. Mă aștept la ce? La habar n-am nicio idee. Uite, o țigară, da? Ce mi-a fărat?
Da.